Domnule Pindican, ne revedem după expoziția internațională de la Sibiu. Felicitări pentru început. Vă mulțumesc, domnule. Al câtelea aur este? E primul. Și înseamnă, e cel mai important. A fost o mare surpriză pentru mine. Și sincer să fiu, chiar mă simt puțin flatat, dacă nu mândru. Care a fost reacția pe care ați avut-o când ați aflat? Prima dată nu mi-a venit să cred. Am crezut întâi că este un fel de glumă. Pentru că am aflat, să zic așa, neoficial, înainte de raportul juriului, dar încetul cu încetul mi s-a confirmat faptul că este o realitate și m-am bucurat nespus de mult. Cam la ce nivel, dacă luăm de la 1 la 10, e cotată expoziția asta? Expoziția aceasta, pe un nivel de la 1 la 10, cred că este cam pe nivelul 7-8. Cele de 9-10 sunt mari expoziții mondiale patronate de Federația Internațională de Filatelie și unde practic participă tot mapa mondului, să zic așa. Cu siguranță expozițiile exponatele cele mai puternice din toate țările afiliate Federației Internaționale de Filatelie. Da, ați avut parte la Sibiu și de surprize plăcute din punct de vedere a exponatelor care și au luat aurul alături de dumneavoastră. Da, într-adevăr, dintr-un total de 45 de exponate participante în clasa de competiție, jurul a hotărât să acorde 5 medalii în rang de aur. Aceste 5 medalii, dacă le repartizăm pe țări, 3 au revenit expozanților români și 2 expozanților străini. Și aceasta a fost o surpriză, pentru că până la urmă este o competiție. Pe lângă plăcerea și pasiunea filaterică a fiecăruia, este o competiție între noi, între țări și mai departe. Se fac clasamente. România a luat 3 de aur, ceilalți 1 sau 2 și mai departe. A fost o surpriză, o surpriză plăcută, un succes neașteptat, dar un ochi avizat, dacă a urmat să treacă prin fața exponatelor prezentate, și-a putut da seama că exponatele care au fost cotate la nivel de medalii de aur au fost exponate de excepție, foarte valoroase, din toate punctele de vedere, filateric, istorico-poștal și material, de ce nu, și foarte bine organizate și prezentate. Este primul aur în filatelie ce vine la Mediaș? Eu cred că da, m-am gândit la această întrebare. Din informațiile mele, nu știu, dar nu pot să mă pronunț categoric, dar nu știu ca un filatelist medieșan să mai fi primit la vreo expoziție anterioară o medalie în rang de aur. E posibil, poate unul la care mă gândesc, n-are rost să-i spun acum numele, prin colecția pe care a avut-o, cred că merita cel puțin să ia aur. Hai să ne referim puțin și la juriu, pentru că e foarte important cine îți dă punctele, cine te cotează și la un moment dat cine stabilește unde pleacă aurul și eventual celelalte puncte. Din ce țări au fost? Aveți perfectă dreptate. De data aceasta, această expoziție, ediția 29, expoziția Aeronfila 2014, organizată în principal din inițiativa Comisiei de Aerofilatelie din Federația Filatelică Română, sigur, în colaborare cu o serie întreagă de alți parteneri, a hotărât și a și reușit să organizeze această expoziție la un nivel foarte înalt. Deci, în primul rând, expoziția a avut un caracter național, punct de vedere a exponatelor din România, cu participare internațională. Deci, o expoziție practic internațională, în aceste condiții, pe lângă filateliștii străini care și-au expus exponatele și juriu, la rândul său, a avut o componență internațională. Ca membri în juriu au fost filateliști de renume pe plan european și chiar mondial, din Statele Unite, din Cehia, Slovacia și Ungaria. Pe lângă, sigur, și reprezentant în juriu din partea filateliștilor români. La nivel mondial, unde
e centrul filateliei? Mă refer așa ca și greutate. E greu de spus. E greu de spus, foarte greu de spus. Sunt mai multe, hai să-i spunem, centre, cum le-ați numit, sau zone, sau țări, unde se poate spune că există un puternic centru de greutate în zona aceasta a filateliei, dar dacă vorbim de cele mai valoroase colecții din lume și care dictează într-un fel aceste centre, ele oscilează în timp. Sunt mari colecții cunoscute, foarte valoroase, care mereu la expozițiile internaționale sub patronajul Federației Filatelice Internaționale obțin aur, mereu, dar în timp posesorii sau proprietarii se schimbă. Vă spuneam nu de mult că de obicei cei care au pornit au murit, urmașii unii continuă, alții le vând la licitații, dar cei care le achiziționează le folosesc, mai departe, le folosesc, le îmbunătățesc, le dezvoltă, participă în continuare și atunci, de exemplu, o colecție din Elveția vândută la o licitație, cumpărată, eu știu, de un american, sau de un arab, automat conduce la modificarea centrului de greutate pe plan filatelic, internațional. De aceea, zic eu, e foarte greu de spus și probabil că e chiar și dificil. Ar trebui luate multe criterii în considerare. Cu ce i-a surprins pe cei din juriu? De v-au dat aur cu Hermann Oberth. Cred că i-am surprins din punct de vedere al sensului cuvântului, i-am surprins cu două aspecte. Odată tematica propriu-zisă, strict Hermann Oberth, strict viața și opera lui Hermann Oberth, prezentată cu piesele filatelice și nu numai, pe care le-am expus, dar în al doilea rând cred că i-am surprins și prin faptul că exponatul meu s-a înscris la o clasă relativ nouă de competiție, se numește clasa Open, nu are foarte mulți ani ca vechime, recunoscută de Federația Internațională și acceptată ca atare în expoziții, în expozițiile competitive. Și zic că a surprins pentru că această formă de organizare a unei colecții îți oferă posibilitatea să prezinți și alte materiale decât strict timbrele, care sunt de bază în filatelie și, mă rog, alte piese auxiliare, ștampile, plicuri. Clasa Open permite să prezint și alte lucruri. Este și aici o regulă, poate chiar mai multe reguli, trebuie menținut un echilibru. Totuși, filatelia trebuie să primeze 70%, 75% și celelalte piese cam 25%, maxim 30%. Am prezentat, pe lângă timbre, vignete, am prezentat medalii, am prezentat monede cu Hermann Oberth, am prezentat cartele telefonice, am prezentat fragmente de ziar, am prezentat și alte curiozități pe care le-am găsit sub formă de surpriză în produse de dulciuri și mai nou, chiar recent, am primit ceva similar ce s-a oferit cumpărătorilor cutiilor de cacao. Da, un foarte frumos portret desenat al savantului Hermann Oberth. De-abia aștept să-i găsesc loc în expoziție, în exponatul meu. Da. Bun. Deci astea două lucruri au fost, cred eu, cu siguranță au dus la a surprinde într-un fel, cred în mod pozitiv, deși până la urmă ceea ce a contat piesa ca atare, a contat modul de prezentare, a contat structurarea exponatului. Eu v-am mai spus că am încercat să o prezint sub forma unui story. Deci o poveste, o carte, dacă vreți, dacă ar fi o carte privind viața și opera lui Hermann Oberth și pe parcurs cum de la naștere și până la moarte și ulterior perioada
de omagiere în continuare, inclusiv acum, nu? Se știe că și această expoziție a fost organizată pentru a aniversa, a comemora 120 de ani de la naștere. Deci asta a fost firul de prezentare al exponatului meu. O story despre Hermann Ober. La un moment dat, unul dintre colegii și filatriștii care au participat a luat aurul, tot pentru... Și spuneați înainte de înregistrare de un exponat care costă sute de mii de euro. Da, da. Într-adevăr. Celelalte exponate la care m-am referit și care la fel au fost apreciate de juriu, în sensul că li s-a acordat medalii în rang de aur, au cu totul și cu totul alte teme, dar toate s-au încadrat în cele două secțiuni ale expoziției, așa cum ea a fost organizată, secțiunea de aerofilatelie și care în principal a comemorat prin organizarea sa 60 de ani de la ființarea companiei Tarom și secțiunea de astrofilatelie care a fost dedicată celor 120 de ani împliniți de la nașterea savantului Hermann Ober. Deci, cum spuneam, aceste exponate s-au încadrat ori într-o secțiune, ori în alta. Pot să vă spun că, de exemplu, unul din exponatele românești s-a referit la zborurile spațiale sovietice internaționale cu echipaj uman. Deci, practic, a prezentat în exponatul respectiv toate zborurile făcute de ruși în decursul timpului. Sigur, cu materiale foarte interesante, foarte valoroase, materiale circulate în cosmos, circulate în stație, ajunse pe stația internațională, unde există o ștampilă specială. Da, nu știam asta. Cosmonautul Prunariu chiar ne povestea și se mândrea și îl invidiam și îl invidiem cu toții că are în posesie asemenea piese. Apropo, la vernisajul de deschidere a fost prezent și cosmonautul român, Dumitru Doru Prunariu, care a apreciat foarte mult exponatele prezentate și toată acțiunea în sine. E pasionat de filatelie? Este pasionat de filatelie. Nu știu cum a început. A început ca și noi în acele vremuri, din perioada când era, de perioada de când eram elev, sau l-a pasionat mai mult după ce a reușit acel zbor spectaculos în 1981. Cert este că este pasionat, are o colecție foarte frumoasă și sunt convins că ar putea să participe oricând la o expoziție chiar competitivă, internațională de filatelie și bineînțeles că tematica este cosmos. Cosmosul. Deci am mai întâlnit acest exponat. A mai fost un exponat foarte apreciat care a prezentat piese filatelice privind traversarea Atlanticului cu avionul, zborul record în perioada 1919-1939. Este un exponat extrem de valoros a unui filatelist din Ploiești și acesta este apreciat din punct de vedere material la o sumă foarte mare. Se vorbește de aproape 200.000 de euro și probabil că pe piața actuală filatelică piesele respective cam pe aici se apropie. Am vorbit de exponatele românești. Nu trebuie să trec peste exponatele străine, la fel de valoroase, la fel exponate de apreciate în rang de aur, cu medalii în rang de aur, Fekete Laszlo din Slovacia, scrisori circulate par avion în primul război mondial, sau Odenweiler Robert din Statele Unite, zboruri SUA Noua Zeelandă în perioada 1898-1935. După titlul, v-ați dat seama, sunt, pe de o parte, sunt din perioadă veche și, iar ca și tematică, se încadrează în secțiunea de aerofilatelie. Care au fost însă exponatele care v-au surprins pe dumneavoastră?
Pentru că sunt sigur, de fiecare dată că mergeți la un eveniment, bun, rămâneți așa pe gânduri, vedeți ceva și, nu știu, ați vrea să luați acasă. Eu, sincer să fiu, am început, fiind vorba de exponate, mă rog, pe de o parte de aeronautică, pe de altă parte de astrofilatelie, foarte atent am urmărit piesă cu piesă tot ce s-a prezentat în zona de cosmos, în speranța de a găsi poate câteva piese pe care eu nu le am și care și-ar găsi foarte bine un loc potrivit în exponatul meu. Deci, în primul rând, a fost o documentare. Am găsit și n-am găsit din acest punct de vedere, dar trebuie să apreciez totuși ceea ce s-a prezentat. Piese foarte valoroase, cel puțin din două puncte de vedere. Pe de o parte, poartă ștampile cu date de referință legate de un eveniment, indiferent că a fost un zbor prima zi, primul zbor, sau, eu știu, primul zbor al navetei Columbia. Sunt evenimente sau sunt, de exemplu, tipuri de avioane sau zboruri despre care putem găsi foarte multe piese filatelice, dar, de exemplu, obliterate cu ștampila primului zbor sau cu data primei lansări sunt mai rare, sunt mai dificil de procurat, sunt mai puține și, da, astea fac într-un fel sarea și piperul fiecărui exponat, dar și în sensul competitivității este ca fotbalistul acela, cum se spune, că îți poate un singur fotbalist, un jucător, îți câștigă un meci. Da, da. Deci astea sunt piesele mai grele. Aparent, exponatele păreau unele plictisitoare pentru un neavizat. Sunt foarte multe plicuri, timbre sunt mai puține, dar plicurile sunt deja un document, mai mult decât și timbru e un document, dar plicurile sunt deja un document mai mare, cu mai multe elemente. Are altă vizibilitate. Altă vizibilitate. Expoziția a cuprins și exponate, să zic puțin, mai facile de alcătuit. Nu o spun cu să jignesc pe nimeni, toți am trecut prin etapele acestea. Ca să ajungi până la aur, trebuie să crești în mulți ani, să crești din toate punctele de vedere, cu eforturi deosebite, cu multe participări la diverse expoziții. Și de aceea am văzut și exponate mai ușor de alcătuit și care au fost foarte frumoase, spectaculoase. De exemplu, un exponat de cartofilie, deci de cărți poștale ilustrate, a căror imagine în exclusivitate a fost numai aparatele de zbor Boeing. Dar așa a și fost intitulat. Deci iată că cei care au zburat pe diverse curse aeriene în avioanele mai mari, când cobor totdeauna acolo la zona business, există niște lăcașe unde sunt vederi cu avionul respectiv. Și eu la rândul meu am avut ocazia și am și eu vreo 20-30 de asemenea cărți poștale diferite. Eu am primit o astfel de carte poștală la vizita unui unchi de-a meu din Statele Unite ale Americii, care venea din Los Angeles. Poftim. Și mi-a dat, probabil era o carte poștală cu Boeing-ul cu care a zburat. Da. E mai dificil să găsești atâtea numai cu Boeing. Deci chiar dacă îți oferă viața sau serviciu să zbori de multe ori, asta nu ai garanția că zbori numai cu Boeing. Pe de o parte, iar pe de altă parte să găsești cărți poștale diferite decât să alcătuiești un exponat. Dar iată că cu efort se poate. Ce urmează din punct de vedere expozițional pentru dumneavoastră? Pentru mine urmează o provocare foarte interesantă. În luna august la Bistrița se va organiza o expoziție tradițională Transfilex Bistrița. Ea are loc în fiecare an și de data aceasta organizatorii s-au gândit să
îi dea o tematică mai deosebită decât în alte dăți, și anume în acest an, această expoziție în principal va găzdui și va prezenta colecții de timbre fiscale și vinete locale. Și pentru că am mai vorbit noi că și media și în perioada interbelică se poate mândri cu asemenea piese, m-am gândit și sper să și reușesc să alcătuiesc cel puțin o față de panou, deci o față de expunere. Asta înseamnă între 12 și 16 file format A4, pe care să prezint asemenea piese apărute și având ca subiect exclusiv mediașul. Nu va fi un exponat foarte mare, dar cred că va fi extrem de interesant, original, absolut nou, în premieră, și e un copil nou și când vine copilul cel mai mic, de el te bucuri, atunci cel mai mult. Mai aveți de adunat ceva sau de primit? În principiu le cam am pe toate. Trebuie să văd cum am să le organizez, să le prezint, că sunt niște probleme tehnice de rezolvat. De exemplu, colele întregi ale vignetelor cu Biserica Sfântă Margareta, formatul lor este mai mare decât formatul A4. Deci trebuie un A3. Trebuie un A3, dar pe un A3 asta n-ar fi o problemă, dar deja pe A3 trebuie să le pun înclinate sau în poziție orizontală și imaginea atunci e. Dar trebuie să găsesc o modalitate. Sunt sigur că o să găsiți soluția. Sunt deja probleme pe care filatelistul, apropo, în criteriile de apreciere există și contribuția personală a filatelistului, da, expozantului. Deci trebuie și cu asemenea aspecte să surprinzi juriul. O altă categorie nouă era cea de machetare la Sibiu, nu? Da. Deci, pe lângă categoriile de exponate alcătuite strict pe criterii și materiale filatelice, în expozițiile acestea, de foarte multă vreme, a apărut o clasă de literatură, deci unde se prezintă lucrări, studii, reviste, deci asemenea articole având tematica filatelică exclusiv, ele la rândul lor sunt apreciate din punct de vedere al conținutului, al prezentării, al informației pe care o poți găsi accesându-le. Dar asta chiar m-a surprins, la Sibiu a apărut și o clasă de machetare. Deci eu cred că este binevenită, pentru că piesele filatelice, dacă vreți, chiar pornind de la timbre, că și timbrele la rândul lor sunt machetate de niște persoane talentate. Deci toate piesele filatelice, și în final putem extinde ideea asupra filateliei, fără machetatori n-ar exista. Este în primul rând munca lor, este talentul lor, foarte multe piese sunt adevărate bijuterii din toate punctele de vedere. Și iată că acolo se oferă și lor posibilitatea să participe la asemenea expoziții de rang foarte înalt, să-și prezinte lucrările, sunt lucrări deosebite, originale, frumoase, și chiar să se întreagă între ei. Multe administrații poștale fac concursuri anunțate din timp pentru câte o emisiune sau pentru întregul plan de emisiuni pe un an de zile, tocmai de a avea de unde selecta în final, probabil, nu, în final, nu, probabil, sigur, cea mai bună, cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai potrivită, cea mai reprezentativă, cea care transmite cel mai bine mesajul, tema ilustrată și așa mai departe. Vă aduceți aminte când acum 2 ani s-a realizat în colaborare cu Poșta din Germania acea emisiune comună română-germană
și s-a realizat câte un timbru cu aceeași imagine, cu cetatea de la Biertan, nu? Obiectiv UNESCO. Deci un timbru a apărut în România și același timbru a apărut și în Germania. Sigur, cu valori nominale diferite, conform tarifelor și monedei din fiecare țară. Pentru machetare au participat, nu știu dacă a fost chiar un concurs declarat, dar au participat atât machetatori români cât și machetatori germani. Până la urmă, machetarea imaginei n-a presupus un efort și un talent deosebit. Imaginea este imaginea cetății, restul a fost o încadrare în formatul stabilit al mărcii poștale. Dar a fost o luptă, în ghilimele, acerbă pe machetele, ștampile de prima zi. În Germania este, văd că un obicei destul de vechi al poștei germane și de a folosi pentru fiecare emisiune două ștampile și nu una, cu aceeași dată, data de punere în circulație a emisiunii poștale, dar cu locuri diferite, Berlin și Bonn. Ba mai mult, cele două ștampile diferă ca desen. Și iată că pentru una din cele două a fost aleasă macheta realizată de un român. Bravo. De către vă. Da, chiar vreau. A avut o sugestie, o idee foarte bună, că a prezentat zidurile cetății Biertan de sus. Aha. Schematic. Că majoritatea au încercat să deseneze cetatea. Da. Și de asta spun. Deci a fost și o clasă de machetare binevenită. Nu au fost mulți participanți, deocamdată doi români, dar este un început și sunt convins că va crea o emulație și în viitor o participare mult mai prezentă. Felicitări încă o dată, vă mulțumesc pentru timpul acordat și sper cât de curând o expoziție la media și colectivă. Trebuie să organizăm și la media, chiar vreau să organizăm cu colegii filateliști din media și poate că ar fi cazul, după atâția și atâția ani, să prezentăm și noi care mai suntem în media și colecțiile pe care le avem publicului medieșan. Sunt colecții diferite, sunt colecții valoroase, va fi, sunt convins, o expoziție care nu va plictisi, va avea de toate și de ce nu, poate că vom reuși cu ajutorul altora să reluăm acea tradiție medieșană când în fiecare an organizăm și noi la media o expoziție cel puțin interjudețeană și a cărei denumire era Medie în Sfila. De când am mai avut loc expoziția asta? După 90, dacă nu greșesc, n-am mai avut loc. Sau poate în primii ani după 90, apoi practic s-a stins. Și ar merita. Media și are o tradiție filatelică și sunt convins că ar participa foarte mulți filateliști cu mare plăcere. Rămâne să reaprindeți flacăra filateliei la media și să avem acea expoziție. Da, da, da? Să sperăm, să sperăm. O vom începe oricum cu o expoziție strict medieșană. Și să vedem. Uite că am și primit deja o invitație aici la Casa Gazelor. Casa Gazelor. Încă o dată mulțumiri și ne vedem la expoziție. Domnul Vădărna, din suflet îți mulțumesc. Ți-am și scris că te considerăm un prieten al filateliștilor medieșeni și toată recunoștința din partea mea, în primul rând, și a celor, pentru faptul că ne faci și pe noi mai cunoscuți, dar de fapt, în ultima instanță, filatelia este cea care are de câștigat prin acest frumos efort de a populariza activitățile culturale din urmea noastră. Eu îmi fac doar datoria și aștept evenimentele pe care le pregătiți. Să fie cât mai multe. Mulțumesc!